A doua etapă din returul Ligii a patra a consemnat și prima mare surpriză. Ocupanta locului 2, Arena Alba Iulia, echipă ce visează la barajul pentru accederea în eșalonul al treilea al fotbalului românesc, a fost învinsă de penultima clasată, înainte de disputarea partidei, Mureșul Vințu de Jos. Partida a avut loc pe arena de la Drâmbar și se părea că va fi una la dispoziția celor de la Arena, care au venit după o victorie în prima etapă a returului cu liderul Industria Galda de Jos. Dar socotelile de acasă nu s-au potrivit cu cele de pe terenul de fotbal. Elevii antrenați de Gheorghe Medre au reușit o partidă excelentă în fața celor de la Arena, antrenați de Ștefan Fogoroș. Unicul gol al partidei a venit în minutul 77 și a fost marcat de Răcătian. Hai, bă, vină, bă, că nu ești atacant! Raul! Bravo, bă! Acum, direct! Bravo, bă! Scorurile în celelalte partide au fost următoarele. Industria Galda de Jos a reușit o victorie mare în prelungiri în fața echipei CSU Cnamureș, prin care s-a distanțat astfel la 4 puncte în vârful ierarhiei în fața celor de la Arena. Metalul Aiud a pierdut acasă cu 8-0 în fața celor de la Performanța Ighiu, cu Priroma Brud a învins acasă cu 4-2 pe Dalia Sport Daia Română. Rapid CFR Teiuș a reușit o victorie pe propriul teren cu 2-0 în fața celor de la Energia Sășciori, iar Olimpia Aiud a câștigat 3 puncte mari în deplasarea de la AS Inter Ciucut cu scorul de 2-1. Viitorul Sântimbru a stat.